Luni, 1 iulie, când Biserica Ortodoxă îl prăznuiește liturgic pe Sfântul Ierar Leontie de la Rădăuți, Mănăstirea Bogdan a îmbrăcat veșminte de sărbătoare. La acest eveniment au participat pelerini din toată țara, care s-au închinat moaștelor Sfântului Ierar Leontie de la Rădăuți. Cam fiecare an, sărbătorile dedicate Rădăuțiului debutează cu cinstirea Sfântului. Atmosfera de rugăciune a fost completată de procesiuni și cântări bisericești, aducând împreună credincioși de toate vârstele. Sărbătoarea Sfântului Ierar Leontie de la Rădăuți reprezintă un moment de reculegere și comuniune pentru toți cei care participă, fiind totodată un prilej de a reafirma tradițiile ortodoxiei românești. Participați în fiecare an la hramul Mănăstirii Bogdana? Al doilea an este acesta. Și cum vi se pare? Ce semnificație are pentru dumneavoastră? Fiindcă locuim în Rădăuți, nu știu, ne ocrotește. Viață sufletească. Pentru suflet, asta înseamnă hramul ăsta, la mănăstire. Participați în fiecare an? Absolut. Sunteți din Rădăuți? Da. Și sunt episcop și sunt în consiliul la catedrală, consilier. Mă puteți găsi în fiecare dimineață, nu numai în duminica și sărbători. Acum, în ultimul timp, că eu toată viața am fost vânător duminicile, iar mă pe munți, pe câmpi, în gârli, după vânat. În timp ce preotul se rugau pentru mine, eu împușcam căprioare, cerbi, lupi, miseț. Asta a fost viața mea. Acum m-am trezit și îmi dau seama ce am pierdut. Ce mesaj le transmiteți cetățenilor să vină la biserică? Să facă ca și mine ca acum. Ceea ce fac eu acum, să facă toți. Nimeni să nu facă ce am făcut eu în tinerețe. Asta le transmit. S-a întâmplat că am venit anoista, dar sunt mai de departe. Eu nu sunt de aici. Unde sunteți? Eu sunt din Bălcăuț. Și cum vi se pare ramul Mănăstirii Bogdana? Eu am mai venit, mie îmi place chiar foarte mult. Dacă nu pot veni, măcar o slujbă să plătesc și tot să vin, că e foarte frumos. Pentru mine semnifică lumină, pace, încredere în Dumnezeu, credință, pentru că Dumnezeu există acolo sus și ne păzește de sus fiecare dată când cerem ajutorul. Cum crezi că influențează viața comunității această sărbătoare? Prin bine, pentru că mai mulți credincioși, dacă observați, au venit în această zi la mănăstirea aceasta și se roagă și vorbesc cu Dumnezeu de fiecare dată când au nevoie. Ești din Rădăuți? Da. Și ce mesaj transmiți cetățenilor? Să vină în fiecare duminică la biserică, să se roage și să creadă în Dumnezeu. Participați în fiecare an la hramul Mănăstirii Bogdana? Da, da. Dumneavoastră, hramul mănăstirii, ce semnifică? A venit cuvântare, ce să spun, iubire, dar, nu știu sunt ce să... Sunteți de Rădăuți? Da. Da? Da. Ce urați orașului, având în vedere că ne sărbătorim zilele? Să fie totul bine, să fie totul bine, să, na, că avem și un primar bun și să, na, să fim sănătoși, ce să urez pentru noi, numai bine, să fim feriți de toate relele, ce să... Participați în fiecare an la hramul Mănăstirii Bogdana? De regulă, da, dacă suntem liberi, da. Ce semnifică pentru dumneavoastră? Este sfântul nostru local care protejește orașul și venim să-i aducem cuvioasa evlavie de ziua lui, de când se pomenește. Și pe cei care n-au fost niciodată, ce-i sfătuiți? Să încerce să vină și vor să vadă ei dacă merită să mai vină sau nu. Participați în fiecare an la hramul Mănăstirii Bogdana? Particip des. Mi-este drag Sfântul Leontie. Îmi place atmosfera, îmi place că e așa o liniște și o atmosferă de rugăciune așa profundă. Care este cel mai memorabil moment pe care l-ați trăit la hramul mănăstirii? Mi-a plăcut foarte mult și anul acesta la procesiune. Simțeam așa duhul de rugăciune a părinților, extraordinar, extraordinar. Vin oameni din zonă și n-am să uit niciodată așa momentul ăsta de la procesiune. A fost minunat, a fost așa extraordinar. Sunteți din Rădăuți? Dintr-un sat apropiat, Orodnic de Sus. Ce sfat i-ați da cuiva care nu a participat niciodată la procesiune și la hramul Mănăstirii Bogdana? Ce îndrumați? Fiecare sfânt, nu știu, are ceva așa deosebit. Oamenii ar trebui să, nu
știu, să-și caute un prieten drag așa în sfinții aceștia și chiar să cerceteze pe cât mai mulți ca să se apropie, să le urmeze exemplu. Nu știu, este de vizitat așa fiecare, să-și găsească locul ăla unde te simți cu adevărat bine și unde te simți că cineva se roagă cu adevărat pentru tine. Care an la procesiune și la hramul Mănăstirii Bogdana? Da. Ce semnificație are pentru voi această sărbătoare? În primul rând pentru noi, cum să vă spunem, fiind un hram în mănăstire, are o semnificație care nu are, în primul rând, cuvintele sunt acum, așa, cum să vă spun, nu așa o adevărată valoare, adică faptele pe care fiecare le face și pentru că multe persoane vin în fiecare an și participă la acest eveniment și arată adevărată valoare. Să spun. Ce importanță spirituală are pentru dumneavoastră hramul Mănăstirii Bogdana? Ce să vă spun? O importanță istorică și religioasă. Asta pot să vă spun. Vedeți și mulțimea de oameni care s-au adunat. Participați în fiecare an la hramul mănăstirii? Da, pentru că sunt din Rădăuți. Când pot să vin, vin cu mare drag. Aici au și multe de învățat, cum spune părintele. În aceste simple cuvinte, simple, că au o foarte mare importanță și greutate istorică, au multe de învățat. Ne aflăm într-o zi minunată de sărbătoare la Sfânta Mănăstire Bogdana, așa cum a îngăduit Dumnezeu, și vreau să manifest bucuria că de la an la an, inclusiv la procesiunea de sâmbătă, 29 iunie, cu care au început zilele municipiului Rădăuți, s-au aflat tot mai mulți credincioși. Așa că cuvintele sunt prea puține ce le pot rosti, doar atât vreau să spun, sunt bucuros și asta vine din suflet. Cum se pregătește comunitatea de zilele orașului? Comunitatea de zilele orașului se pregătește temeinic ca de fiecare dată. Acum, începând cu ce s-a întâmplat de anul trecut, că au început zilele municipiului Rădăuți cu procesiunea, am trebuit să decalăm puțin toate evenimentele, astfel încât de pe 29 au început zilele și în fiecare zi am făcut în așa fel să avem câte o activitate, că este o lansare de carte, că este ceva din punct de vedere cultural, că vor fi activități sportive, astfel încât când vom finaliza la sfârșitul săptămânii zilele municipiului să fie ceva compact și armonios îmbinat. Ce mesaj le transmiteți cetățenilor? Le transmit soare în suflet și să fie buni, pentru că restul vine de la sine.